Iașul are nevoie de un primar echilibrat. În campania electorală, Dumitru Oprea l-a înjurat în presă pe actualul primar. Dacă prostia ar durea, cred că Nichita n-ar mai fi fost la emisiunea asta. Cu fiecare ocazie, l-a jignit și pe ministrul liberal al educației Cristian Adomniții. Cine este mai haimana, eu sau cel care vorbește? Pe 15 iunie, 350.000 de ieșeni vor alege să fie jigniți, umiliți sau înjurați în fiecare zi. Gândește-te la acest lucru dacă vei vota duminică. Respectă-te în primul rând pe tine.